Teodor Culisir a plătit mai bine de 3.500 de euro pentru el și pentru alți 5 angajați care au avut rezultate deosebite în munca lor pentru a le oferi o vacanță în Dubai. Ca el au făcut 100 de oameni. Este vorba de un sejur pe care turiștii l-au cumpărat de la o firmă din Târgu Mureș, care la rândul ei a cumpărat pachetele turistice de la o companie de turism din Cluj-Napoca. Am aflat în cursul zilei de ieri, în jurul prânzului, că nu mai plecăm, pentru că nu mai avem, am primit un mail de la firma de turism din Târgu Mureș, că nu avem biletele de avion și rezervare la hotel. Nu ne-am dezmeticit, pentru că nu ne vine să credem, n-am putut niciodată treaba asta cu firma de turism respectivă. Ați încercat să luați legătura cu firma de turism de aici din Cluj, să-i întrebați ce s-a întâmplat? Eu personal nu am luat legătura, ceva colegi de-ai noștri au luat legătura și... Domnul de aici, de la Vox Travel, susține sus și tare că el a plătit. Reprezentantul firmei din Târgu Mureș spune că el a achitat toți banii firmei Vox Travel din Cluj-Napoca. Problema a apărut când firma clujeană nu a achitat mai departe companiei de zbor și hotelurilor din Dubai sejurul. Oamenii au plătit între 670 de euro și 720 de euro, pentru că unii au plătit mai târziu și între timp avioanele s-au tot scumpit. Ei, în momentul în care oamenii au plătit banii respectivi, mi-au plătit mie, eu i-am virat direct firmei din Cluj. Ei, firma respectivă îmi elibera tot timpul factură pe banii pe care eu i-am virat. Mai pleacă sau nu mai pleacă în Dubai? Nu mai pleacă, pentru că dacă n-au plătit biletele de avion, n-au cu ce să plece. Patronul firmei clujene a refuzat să ofere detalii. Mai mult decât atât, el dă vina ba pe hoteluri, ba pe compania de zbor din Qatar că au încurcat rezervările. S-au întâmplat niște încurcături cu ăstea și acum chiar... Ar trebui să ne ziceți că vă acuză 100 de oameni și domnul Pex de la Târgu Mureș și tot. Știm. Și ar trebui să ne ziceți un pic ce sunt, unde e. S-au încurcat ceva la rezervările de avion, trebuie să-mi recuperez banii de la ei. Reprezentanții Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Cluj spun că turiștii păgubiți trebuie în prima fază să apeleze la colegilor din Târgu Mureș dacă acolo au încheiat contractele pentru sejururile lor și să apeleze la firma de asigurare. Primul căruia trebuie să aduc la cunoștință nemulțumirea mea de orice natură este cel cu care am relația contractuală, deci vânzătorul. În baza unui contract care se încheie, a unei facturi care se eliberează la momentul plății unei sume de bani, care ar fi aceea, până la autoritățile care mă pot ajuta în condițiile în care nu găsesc înțelegere cu cel cu care derulez relația contractuală, iar în acest caz mai apare o verigă și anume asiguratorul care poate să mă sprijine tocmai datorită faptului că societatea cu care am contract nu ia nicio măsură de despăgubire a mea ca și client. Atât patronul firmei din Târgu Mureș, cât și turiștii vor face plângere și la poliție împotriva firmei clujene pentru a-și recupera banii.